Ascunsă de vederea trecătorilor în inima pădurii Vârșagului, pe părul Fântâna Mare, se află Cascada Vârșagul, loc de bazm și în același timp una dintre cele mai semnificative atracții naturale din zonă și una dintre cele mai importante destinații ale turismului local. Căzând de la o înălțime de 6-7 metri, apa pârâului a format o minunată cascadă în două culori. Turiștii se bucură de minunea naturii ori de câte ori ajung în zonă. La o distanță de doar 300 de metri se găsește un izvor cu apă pură, despre care se spune că este cea mai limpede apă din Harghita. Pur și simplu îmi place zona. E puțin mai răcoare. E mai răcoare și avem mai multe obiective de vizitat. E ceea ce ne-am dorit. Foarte, foarte bine. E frumos. Nu credeam că e atât de... Chiar arată foarte bine. Deci... Aerul? Aerul, nu vorbim de aer. Toată zona e faină. Și la noi este aer bun, la Suceava, dar nici ăsta nu-i de lăsat. Deci, cu siguranță vom mai veni. Eu sunt din Botoșan, din Moldova, cea mai frumoasă zonă, dar comparativ cu asta, este altceva. Da. E altceva, savurăm, gândim, iubim. Eu sunt un gen de om care tot timpul călătoresc, da, e frumoasă și zona Harghitei și zona Covasnei. Peisajul este unul de poveste și merită văzut indiferent de anotimp.